Salutare, băbăiți! Eu sunt Antidot, iar videoclipul de astăzi este unul foarte special, chiar este special pe acest canal. Mai exact, în videoclipul de astăzi am filmat cu cel mai bun jucător de Fortnite din România la momentul actual. Iar videoclipul este foarte genial. De ce? Pentru că în primul rând am băgat un meci cu el care a fost absolut intens, trebuie să-l vedeți. Iar în al doilea rând i-am pus o groază de întrebări de care sunt sigur că sunteți foarte curioși și are legătură cu el, cu cariera lui și cu chestiile din Fortnite. Dar mai multe informații veți afla pe parcursul acestui videoclip. Nu uitați să vă uitați până la capăt pentru că am vorbit despre absolut tot și când spun tot, ei bine, despre tot. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uita și tu să spargi butonul așa acela de like ca să strângem evident cât mai multe și dacă mai aveți videoclipul de genul pe acest canal, anunță un ore pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. Băi, soldate, vom începe foarte, foarte simplu cu niște întrebări despre tine. Deci... Okay. Da, deci cele mai basic informații despre tine, pentru că și toată lumea vrea să te cunoască. Și nu uitați, băieți, aveți linkurile lui soldatul în descriere, intens acolo. Și dacă mai vreți să vedeți videoclipuri cu el la mine pe canal, bineînțeles, poate și la el, cine știe, pe viitor. Nu uitați, abonați-vă acolo intens. Exact, aveți oricum linkurile acolo. Soldate, prima mea întrebare, nici măcar eu nu știu, câți ani ai? Sincer, mulți înainte, mulți înainte. Abia am făcut, pe 14 noiembrie. Foarte tare, și gen, de când ai început chestia asta cu competitivă, de exemplu, pe Fortnite? Fortnite-ul? Păi am început în 2019, gen în 2018 am început să joc scrimuri, dar nu o luam în serios, vreau să intru în echipa aia CD, dacă o știi. Și gen după aceea a început totul serios, am început să mă joc cu Zoarim la duo. Forță. Și a mers bine, a mers bine și... Toate respectele la Zoarim dacă vede clipul aici. Da, gadul Zoarim. Și după aceea la World Cup am văzut că am făcut 175 de euro și după aceea m-am lăsat de Fortnite. Bun, deci practic acum cred că ai răspuns la încă o întrebare. Practic acestea au fost primele tale earnings-uri, nu? Primele mele earnings, da, la World Cup. Deci ai câștigat primele... Deci primele le-ai făcut la World Cup direct. World Cup, da. Mamă. Am fost excited, am fost super fericit. Păi îți dai seama, pentru că practic îți dai seama că ceea ce faci tu faci bine și că deja apar niște rezultate. Eram super hype când am făcut earnings, deci după aceea am lăsat mai mult cu Fortnite-ul. După aceea n-am mai făcut nimic, că dacă mai dai grind, nu mai păi îți dai seama, e ca și cum îi spune unui creator de conținut, bă, gen, e prima dată când îți primești primii bani. E ca și la tine, îți dai seama, adică muncești pentru ceva, îți dai tot sufletul acolo, joci la toate cupele și când apar primii bani, îți dai seama că faci ceva bine. Adică este ca și cum ai primi o confirmare, până la urmă, este o confirmare că faci ceva bine. Da, îți dai seama. Era clar, gen, primele ori, și nici nu erau atât de mulți bani, erau 175. Îți dai seama, dar nici nu contează, cred că și dacă primești $10 sau ceva de genul, știi, acum am zis o sumă foarte mică, dar până la urmă este o confirmare, bro, și când vine, mai ales de acolo, de la sursa aia, de unde vine acum, de unde vin earnings-urile, știi, când vezi că vin de la turneu, bro, deja e o confirmare. Erau primii banii munciți, gen, ca și, exact. Și Fortnite, în general, când te-ai apucat? Fortnite? Da. Păi, prima dată am jucat în 2018. 2018? Ce sezon? Sezonul 5, cred că era 2018. Deci capitolul 1, sezonul 5, nu? Da, atunci. Când era drift skin și... Băi, e ceva, e forță. Adică, nu. Și păi... am jucat numai playground și de-astea. Îmi dau seama. Eram cu băieți. Mamă, bro, că nu mai există playground, ai dreptate, nu. De unde ești soldate? În Constanța. Mă! Constanța. Gata, venim la mare! Gata, venim la mare! Foarte tare. Chiar, cum te numești în viața reală? Mă numesc? Zi numai numele tale, prenumele. Cum? Da, Luciano David. Luciano David. Bun, tot respectul. Ce vreau să te întreb? Deci primul tău turneu la care ai participat, care a fost? Ăla cu World Cup, nu? Da, World Cup. Și ăla când a fost? Primul meu turneu cu bani a fost World Cup atunci. A, deci primul, da, gen... Ok. Și primul turneu la care te-ai calificat a fost tot acesta, că gen aici au venit earnings-urile, deci are logică, nu? Da, dar gen m-am mai calificat la niște turnee, dar erau, gen nu erau cu bani. Ok, dar gen au fost importante? Au fost destul de importante, Skellyweg, dacă mă știi. Ok, da, am auzit ceva, da, ai dreptate, da. Skellyweg și cam atâta. Băi, am calificat la World Cup și am făcut primele mele. Băi, e forță rău. Și la toate turneele tale te bazezi pe Trios, ca și cum a fost acum ultimul? Nu, adică eu am făcut bani și la solo. Și la solo, ok. Bani și la duo. Dar în general astea se bazează pe... Acum cel puțin anul ăsta, de exemplu, să fie numai trio. Ok, deci toate se bazează pe trio acum, nu? Anul ăsta, da, anul ăsta. Ok, dar până acum erau și solo și... erau și duo? Duo, trio, a fost și duo. Bun, și probabil acum cea mai importantă întrebare despre care toată lumea se întreabă. Soldate, de ce ești cel mai bun în momentul actual la Fortnite din toată România? De ce? Sincer, cum putem explica noi asta? Probabil este cea mai controversată întrebare.
Da, sigur. Pur și simplu dau grind și încerc să joc de fun jocul ăsta. Nu să... Vreau să mă distrez când joc jocul ăsta. Nu vreau să... Normal. Dau full grind. Îți dai seama, când faci ceva din pasiune și din plăcere mai ales... E super fain să te distrezi. E clar. La turnee, gen, trebuie să și râzi. Exact, exact. Exact, exact. Nu sunt genul ăla... Bă, nu am făcut bine, bă. Adică sunt după da, sunt trist, normal. Dacă n-am făcut bine, îți dai seama. Pentru că dacă energia, vibe-ul pozitiv contează foarte bine. Ai foarte mult da. Și foarte da, da. Este foarte bine. Ce vreau să te întreb? Tu, chiar dacă n-are legătură cu asta, probabil sau poate care legătură, că până la urmă nu poți face acest lucru dacă nu joci bine. Câte puncte ai la arena în total? Sau acum, de exemplu, sezonul ăsta. 33.000. Și e cea mai mare sumă pe care ai adunat-o, nu până acum. Ce, avem mai mult? Nu, sezonul trecut am făcut 50.000. Mamă, 50.000, sigur că zici ceva peste 50. Mamă. Cel puțin de sezonul trecut am început eu să dau grindul la mare, gen. Că, să zicem, în sezonul 3, 30.000 aveam 16.000, exemplu. Păi, e rupere. Adică, na, 30.000. Mamă. 33.000, e ceva. Da, deci, ce vreau, e forță, felicitări. Ce vreau să te întreb despre turneul ăsta de acum? Adică, echipa ta se bazează pe trio, corect? Da. Bun, și toate turneele la care joci, să zicem că majoritatea se bazează pe trio. Da. Echipa ta, gen, aveți un trio și băieții din ce țări sunt? Amândoi sunt din Danemarca. Din Danemarca amândoi, bun. Da, deci înseamnă că zero ping la intenție, forță, ce pot să zic? Să știi că au gen 10-20 ping în meci. Ok. Au ping bun. Ok, eu știam... Avea probleme înainte cu netul. Mi se pare că nu Danemarca este cunoscută pentru pingul la internet foarte bun. Mi se pare că Suedia era cunoscută, nu? Și Suedia are ping, da, și Suedia are ping. Bine, ce mai zis, okay. Seama că cel mai bun ping e în Germania și Anglia. Nu, pentru că, uite, eu stau în Germania și nu am pingul bun. Mi se pare că am vreo 16 sau 20 și ceva. Deci, na, e până în 30 la mine, nu poți zic. Îți dai seama că mergi pentru mine perfect. Dar dacă am vorbit de Europa, da, cred că ai dreptate. Adică e foarte bine cu Germania, da, pe ping aici, da. Aia e dreptate. Dar, bă, sincer, ca și viteză de internet, mi se pare că România e top, adică clar, da, clar da. E top. Cel puțin din Europa e top, se știe asta. Dacă dar da. Dacă aș avea server aici, era și mai bine, să-i seama. Îți dai seama, îți dai seama. Era altceva. Ai dreptate. Și echipa ta, gen, toți, ce vârstă au, de exemplu? Toți la fel, nu? 14. Da, de vârsta mea, gen. Și okay. E 1-15. Bun, deci, practic, aveți aceeași vârstă. Bă, frate, da, deci da. 14, 15, 16 ani. Bă, deci mi se pare absolut genial, pentru că, uite, de exemplu, eu la 14 ani nu pot să zic că am făcut ceva foarte important cu viața mea, adică nu am făcut, nu cred că am început cu chestia asta cu YouTube-ul sau cu streaming-ul de la 14 ani, cred că am început pe la vreo 18, dacă nu mă înșel, și uite, voi deja pe la 14 ani, deja faceți ceva care, bro, e profesionist, nu că e bine. Gen, vă câștigați proprii bani, faceți ceva care... Înseamnă ceva până la urmă și la 14-15 ani, deja băieții ca și tine sau chiar tu, pentru că practic în momentul de față, în momentul actual ești cel mai bun din România, ne reprezinți țara, adică reprezinți România la Fortnite. Băi, e la ce poți să-ți dorești mai mult la 14 sau 15 ani? Adică nu prea contează neapărat vârsta, dar când este chiar și așa, bro, deci tot respectul meu. De asta, băieți, nu uitați să susțineți absolut fiecare jucător profesionist din România, pentru că, într-un fel sau altul, băi, practic ei ne reprezintă țara, adică gândiți-vă că ei fac totul pentru chestia asta din România în Fortnite. Adică ei apar acolo și ei sunt cei care îi rup pe ceilalți, dacă mă înțelegeți. Păi așa este, știi? Adică, na. E fain, chiar e fain, gen. Da, uite, e și chiar, exact. Nu, continuă. E fain când știi că ești unul dintre singurii români calificați la un turneu. Exact, pentru că nu sunt foarte mulți, trebuie să menționăm asta. Nici nu sunt foarte mulți. În open-uri, cel puțin la triofun, că sunt ăsta, s-au calificat destule mulți români în round. Aia da, dar uite, până anul acesta trebuie să recunoaștem. N-au fost mulți. Au fost? N-au fost. Vezi, e... Na. Asta e foarte nasol. Dar... Exact. Și mă bucur că, uite, chestia asta pe competitiv a început și la noi. Și că acum, gen, se strâng cât mai mulți. Bro, este foarte bine. Cu cât se strâng mai mulți, cu atât mai bine. Adică sper să avem cât mai mulți jucători profesioniști, bro. Să ajungă în cele mai mari topuri din lume. Și acum, tu ești practic cel mai bun român din Europa. Nu? Pe toată Europa. E, da. Pf, da. Bro, da, e da, forță da, rău de tot. Adică, felicitări. Deci chiar sunt... Pot să zic că sunt mândru de tine. Ce pot să zic? Așa, prietena este chiar să mândră de tine, da, e ce trebuie, nu mai zic nimic. Acum înțeles, dar te respectă-l. Și gen, nu trebuie să mi se urci la cap. Îți dai seama, îți dai seama. Mereu trebuie să... Pleri? Da, pleri. Să-mi zici, să-mi zici. Da, da, e ok. Pune-mă întrebări, pune întrebări, dar avem și meci aici. Îți dai că, gen, e bine să faci, gen, nu știu, mereu trebuie să dai grind și nu să... Da, clar, clar. E bine odată, dar gen, nu e, gen, neapărat că să faci bine a doua oară.
Aoleu. În spate tău. Da, da. Perete, perete, a, trage, 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 nu știu de unde. Aici. Easy, ha. Aia zic. Am rămas că de-astea normale A, stai că tu ai full. Aproape. Da, e ok. Ok, avem și accene acum. Avem și accene. Intra, player acolo, la 320. O, vin și de aici. Mmm, stai așa. Unde-i spre? 328, la nord-vest, sunt două echipe. Da, vine aici, vine aici. Da, așa. Da, da. Înseamnă că... Unde vrei să mergem? Din asol. Păi, unde vrei tu, hai, dacă vrei, vine, vine, eu sunt aici. Aici. Da, vine, vine aici. Hai, vine în box. Îți dau bonsă ăsta. Mamă, ce frumos era sezonul ăsta. Mamă, 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 unde sunt așa? Aici sus. Aici nu e niciunul? Da, la tine. Se bane bune. E low, e low, e low, e cracked. E mai are 30 maxim. Ăla roz. Ăla roz are 30 maxim. Mort eu. Ok, dă-i... Nu, vine unul. Vine unul să-i dau și... Nu știu, tu ai dat cu charge-ul. Da, eu clar. Ok, bine. Aaa, ne dă râma. Ne dă de jos. Nu, se bat, se bat, trebuie. Ok. Aici, și-a dat... scuze. Am mors, am mors, am mors. Pe toți? Bun, tot respectul. Aia zic. Ma... Match intens cu soldatul. Cu ce joci? Joci cu charge-ul? Da, eu și nu joc cu charge-ul. Ma... Eu în match am rolul de flagger. Gen, nu știu, mi se pare mult mai ușor, gen, să mă uit în spate. Da. Că sunt în endgame cu kill-ul, să stau cu charge-ul și să-i bat. Pentru că dau mai mult damage și am șanse mai mari. Da, nu te împaci cu shotgun-ul ăsta, nu? Leverul, bă, da, mă joc și cu leverul, mi-am place. Ah, okay. La arena mă joc cu leverul, poate să zicem. Da, chiar, la... La chestii din astea competitive, cum ar fi la turnee, băieții cum joacă, de exemplu? Fiecare pe preferințe, clar, dar gen... Ce-ți da, folosește cel mai mult? Tacu sau... Și fel, da, acum, cel puțin, noi avem, nu știu, nu e o tactică, dar noi jucăm gen, unul joacă cu charge-ul măcar, dacă avem charge, și joacă cu charge-ul, și ăia ori joacă cu leverul, ori cu tacu, gen. Mă. Și oricum, ăștia cu care mă joc eu nu joacă cu charge, gen. Joacă mai mult okay. Cu bun, bun, mort acolo. Aole, vezi că dă cu crossbow și dacă ne dă... Bună armă aia? Păi îți dă 100 ceva, mi se pare, și aia e problema. Nu m-am mișcat jocul. Nu m-am mișcat astea. Ha! Primul meci de astăzi. Intens, cu soldat aici. Aole, stai, vezi că dă ăla. Aici, aici. Am ei, i-am dat. Unde mort? Bine, bine, bine. Dar nu știu unde vine. Hai, jos la mine. Unde? Morți. Gata? Da, ai crossbow aici. Nu, nu, nu joc așa. Unde ești? Aici. Aia cred că mai e încă una, nu? Bun. Strebe shield? Nu. Ok. No, no. Mamă, soldate, cum ar fi să facem și win acum intens în primul nostru match? No, și primul meu match de asta. Nu, no, dar nu știu unde stau ăștia. Ah, păi aia zic că gen ai dat un bounce, nu ești gata, sări pe ei. Ma. Unde sunt ăștia, mă? Bă, noi vorbim, vorbim, da. Feeling-ul la mine că mă jucă cel mai bun jucător din România acum, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu mai ai emoții? Mam. Bă, da, de ce nu? Adică chiar mă bucur că mă joc cu tine, frate, știi? Adică e forță. Că n-am jucat cu... I-am dat yellow, l-am salut, da. L-ai prins? Nu. Bouncer, ai ceva? Da, mi-a dat pe ăsta. Ah, unde-i bouncerul ăla? Da, pe sus, cred că. Uh-huh. S-a dus în casă? Da, i-am dat din nou. Vine acum. Mă, să stai altceva cât fuge. Bă, unde-i urcat? Mă, a fugit cu din alea, mă. Da, știu că vin storm. A, uite-l. Gata, go. Mai încă una, nu? Da, da. Asta e la teammate lui, dar gen, nu știu unde e celălalt. Păi, era knock ăla? Da, l-am văzut eu. Bă, mă, ce slab stau pe mine. Bă, a tras. De unde? De undeva de la sud-est, probabil, așa ceva de genul. A, sud-est. Unde? A, el e ăla care de cu sniperul ăla da, de foc. Da, eu n-am match, nu pot scobor. Nu ne împăcăm bine cu primul match. Bă, las că-mi coborat. Te-ai prins? Nu, nu, fuge, fuge, fuge. Ok. Mă! Bă, de unde fugi, bă, că se la mine? Păi da, că... A, da, da. Dacă a dat înseamnă... Exact. Aia înseamnă că e aici. Nu pot să mă urc după el. E pe aici. Ai trebuit să-l? Da, îmi trebuie meciul. Ia, stai. Sigur ne așteaptă. L-ai auzit?
E Cristian aici. Nu. Vezi asta? Vezi? Da, așa că mai încerc o chestie. Bă, oare s-a dus în... S-a dus sus? S-a dus în casa asta. Dar nu cred că e. Ma! Ce meci avem cu soldatul, nu găsim playerul. Da, găsit, să știi. L-ai găsit? Da. I-a dat hit? Da, am dat și. Ba, îi dai pickaxe dacă vrei. Unde se mai dăm pickaxe acum, că s-a fod eu? Tu știi ce? Nu ești aici, eu eram cu el. Mamă, dar a fugit iară și n-am mai... Nooo! Am zis că sunt la pickaxe, stai aici. No, nu ne riscăm. Vreau win-ul cu cel mai bun jucător din România aici, intens. Că dacă nu se poate, mamă, băi soldate, cum te simți să faci primul win cu mine, în primul nostru clip, în primul nostru match și... Tu respectul bărbați, nu uitați, dacă mai vreți videoclipuri cu soldatul nostru intens, cel mai bun jucător din România la momentul actual, nu uitați, spargeți butonul ăla de like și... O să fie forță. Dar da, bă băiți, cam asta a fost tot pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre acest videoclip și dacă mai vreți să vedeți videoclipul de acest gen pe acest canal. Și bineînțeles, dacă vreți și cu soldatul, trebuie să recunosc, plăcerea a fost de partea mea. Și nu uitați și voi să-l susțineți pe soldatul. Aveți linkurile în descriere. Intrați și la el pe YouTube și dați acolo un mare like și mare subscribe ca să ajungă și el departe. Nu uitați faptul că astfel de jucători ne reprezintă țara, iar după părerea mea, băi sincer, merită susținuți absolut fiecare dintre ei. Mai ales el care este pe locul 1 în România. Deci toate respectele mele încă o dată. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-ai ajutat acest videoclip, nu uita și tu să spargi butonul așa cel de like ca să continuăm această serie interesantă cu jucători profesioniști. Și bineînțeles, dacă mai vreți să vedeți și alte videoclipuri de genul pe acest canal, bană-te un pe șopăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles, folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă bărbați!